Sunt bucuros să fim împreună și să studiem un lucru de excepție, ceva uimitor, prin care descoperim atât de mult grija lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Am vorbit despre sistemul imunitar, uimitorul sistem de apărare al organismului, creat de Dumnezeu pentru a face față agresiunilor externe, dar și unor lucruri care se întâmplă în interiorul nostru. Corpul dumneavoastră a fost proiectat de Creator în așa fel încât să se poată apăra singur împotriva invadatorilor, inclusiv paraziți, substanțe chimice. În lipsa sistemului imunitar, omul nu ar putea trăi pe această planetă, mai ales pe o planetă care devine tot mai toxică și agresiunile sunt tot mai mari. Cred că nicio parte a corpului nostru sau niciun segment nu se vede mai bine faptul că există o luptă între bine și rău decât în cadrul sistemului imunitar, în lupta cu agresiunile externe, în lupta cu invadatorii. Aici, mai mult ca oriunde, ne dăm seama că există Dumnezeu și diavolul, că există luptă între bine și rău și lupta este crâncenă, este puternică, uneori se duce pe un fond extrem de subtil. E așa proiectat sistemul nostru imunitar încât să facă față, dacă funcționează la maximă eficiență, așa cum a fost gândit, ar putea să facă față tuturor tipurilor de agresori. Oricărui virus, cât ar fi de puternic, sau oricărui agent patogen, indiferent cum l-am numit, sau cât ar fi de nenorocit și de agresiv. Sistemul imunitar ar putea să facă față unei astfel de invazii, indiferent de ce ar fi atacat. În cazul în care el ar fi sănătos, în cazul în care ar funcționa corect, așa cum este, lăsat de Dumnezeu, de fapt avem foarte, foarte multe mecanisme de apărare. Sunt și bariere fizice, ar trebui să știm că până și lacrimile conțin substanțe cu caracter imunitar, ar trebui să știm că saliva conține imunoglobuline, tot niște substanțe cu caracter imunitar, ar trebui să știm că și acizii corpului și mucoasele, toate conțin și pielea, de asemenea conține agenții cu caracter imunitar care se împotrivesc agresiunilor. Pune și globulele roșii, nu globulele albe care sunt soldații principale ai sistemului imunitar. Pune și globulele roșii sechestrează anumite substanțe și celule ciudate. Anumite substanțe sunt sechestrate de eritrocite și predate pe mâna călăilor, în ghilimele, pe mâna sistemului imunitar, pe mâna globulelor albe. Ele când în circuitul lor, când găsesc astfel de substanțe ciudate, lucrează în așa fel încât sechestrează, le prind și apoi le predau mai departe. E atât de ingenios sistemul imunitar, sunt atât de multe mecanisme de apărare încât boala, care este tot mai întâlnită, tot mai des întâlnită, suferințele multiple de care suferă omenirea nu sunt justificate decât de abuzuri uimitoare, abuzuri pe perioade lungi și extrem de largi. Este vorba nu doar cu un tip de substanță, nu este vorba doar cu o anumită greșeală pe care o facem în viață. E vorba de greșeli înseriate în multe domenii ale vieții și de asemenea pe termen lung. Numai în felul acesta poate scădea sistemul nostru imunitar atât de mult încât să fim părăciniți. El e atât de ingenios construit, atât de eficient, atât de bun încât nu ar trebui să întâmple lucrul acesta. De fapt, doar într-o singură picătură de sânge ar trebui să știm că există peste 450.000 de globule albe, adică soldăței care ne apără, care lucrează împotriva invaziei străine, invaziilor nedorite. De fiecare dată, de fapt, și atunci când strănutăm, când tușim, când vomităm, când ne zgâriem, când avem o inflamație, o spuzeală sau un coș, un deranjament de stomac, un guturai, o diaree sau o febră, toate aceste lucruri au de face cu reacții imunitare. De fapt, toate aceste lucruri ne spun că sistemul imunitar lucrează, se întâmplă ceva acolo. Toate aceste reacții. Ar trebui, pe de o parte, să ne imaginăm și cât de rapide sunt multiplicările și atacurile în forță ale agenților patogeni.
Nu trăim într-o lume sterilă, suntem înconjurați de miliarde și miliarde de tot felul de microbi și tot felul de agenți care, unii dintre ei sunt destul de periculoși. Nu toți sunt răutăcioși, cu unii putem conviețui. Avem milioane de bacterii înăuntru nostru, bacterii numite să aprofite prietene care ne servesc și care chiar ajută sistemul imunitar. Nu ne putem gândi la un sistem imunitar sănătos fără bacteriile care sunt în interiorul nostru și sunt prietene, ajutând la fabricarea vitaminelor, la digestie și de asemenea la imunitate, stopând culturile de alte bacterii neprietene, dăunătoare, patogene. Ei bine, spuneam că în jurul nostru sunt milioane de agenți patogeni, nu poți să trăiești într-o lume sterilă, deși e adevărat că suntem într-o lume mai toxică decât oricând. Asta nu înseamnă că trebuie să ne aruncăm și să trăim într-un coș de gunoi sau trebuie să trăim într-o lume care să fie exagerat de toxică. Ideea este că o bacterie, spre exemplu, se poate multiplica la un miliard în 9 ore și 20 de minute. Pornind de la o bacterie, 9 ore, există deja un miliard de bacterii. Doar în 9 ore și 20 de minute. De fapt, o infecție în 20 de minute își pot dubla numărul și tot așa exponențial cresc și se dezvoltă tot mai mult și tot mai mult. Dacă nu am avea un sistem imunitar pregătit, vă dați seama că imediat am fi nu doar invadați, am fi distruși, am fi pur și simplu mâncați de vii. Numai că sistemul imunitar și el este extrem de agil, extrem de perfecționat și pur și simplu e pregătit pentru atacurile acestea. Sistemul nostru imunitar a fost proiectat să reacționeze numai la substanțele nepoftite din exterior, cum sunt virusurile și bacteriile, dăunătoare, agenți patogeni sau alergeni alimentari, ci și la celulele care nu se comportă normal, cum ar fi celulele canceroase sau celule modificate, celule care nu mai îndeplinesc rolul, funcțiunile. Sistemul imunitar e în așa fel creat încât să recunoască orice celulă proprie organismului, pentru că fiecare celulă are o marcă de identitate proprie a organismului, ale o știe. Ele vorbesc, în ghilimele spus lucrul acesta, au un limbaj mai complex decât limbajul pe care îl vorbim noi. Nu, dacă o limbă poate să ajungă până la 100.000 de cuvinte, e de domeniul milioanelor limbajul celular de cuvinte, să zicem, de forme de comunicare. Și această comunicare face ca acțiunea sistemului imunitar să fie foarte bine, foarte precisă, foarte specifică, foarte bine adaptată. Deci, sistemul imunitar are capacitatea de a recunoaște fiecare celulă proprie organismului și să o distingă de cele străine, atât timp cât este sănătos și nu ajunge confuz. În cazul în care ajunge confuz, sistemul imunitar poate să lovească propriile structuri, să nu le mai recunoască. Sigur, această confuzie poate să fie generată atât de procese de stres cronic, cât și de intoxicare cu tot felul de substanțe, din hrane luate dintr-o hrană nepotrivită, de care vom vorbi mai târziu. De asemenea, sistemul imunitar are o memorie extraordinară. Recunoaște și identifică invadatori cu care a mai avut de-a face. Are o capacitate proprie de gândire. Poate înțelege anumite fenomene, poate concepe strategii, sisteme de luptă complexe, unice, proprii, împotriva invadatorilor și toxinelor. Trupele specializate, există și trupe specializate, pot să concepă tot felul de planuri și se și antrenează, se maturizează. Există locuri în care ele se antrenează pentru ca să poată să fie eficiente. Cu adevărat este ceva uimitor, ceva atât de complex. Sistemul imunitar colaborează cu sistemul limfatic, pe lângă vasele de sânge, prin care, prin intermediul cărora circulă o parte din soldăței, din armata imunitară, din celule imunitare, cele mai multe, de fapt, circulă prin sistemul limfatic, prin vasele limfatice. Vasele limfatice sunt un sistem special care circulă pe lângă cele sanguine, dar care prin ele circulă în mare măsură, sunt transportate grăsimile și soldații imunitare, celule imunitare.
în nodulii limfatici, acolo există, acolo se dau cele mai multe lupte, acolo sunt înghesuite, către locurile acestea sunt înghesuite celule străine, invadatorii, microbii, agresorii, acolo sunt duși, acolo se dau războaie cumplite, bineînțeles mor și o parte din celule imunitare, dar și invadatorii sunt grămezi de morți. De aceea sistemul imunitar e foarte legat, colaborează cu sistemul limfatic, cum ar colabora poliția cu sistemul de salubrizare. Sigur, sistemul limfatic poate să aibă probleme serioase în cazul în care consumăm ceea ce nu trebuie. El poate să se colmateze, poate să se înfunde, mai ales că îl transportă grăsimi. Și grăsimi transportă. Una din funcțiile lui de a transporta ceva grăsimi și în același timp și celulele imunitare. Dacă grăsimile sunt nepotrivite, dacă facem abuz de grăsimi sau consumăm grăsimi saturate, sistemul limfatic va fi foarte greoi, foarte leneș. În plus, există chiar și alimente care devin nocive după ce au fost ingerate, iar unele nu ajung să fie digerate complet datorită unei digestii proaste, datorită și alimentației nepotrivite. E bine, aceste alimente nedigerate total ajung să fie considerate ca substanțe străine pe care sunt atacate de sistemul imunitar, de celulele imunitare. Le detectează și nu sunt substanțe corecte, nu sunt substanțe proprii, nu sunt substanțe recunoscute și împotriva acestor resturi nedigerate se creează un răspuns limfatic, adică o inflamație, pur și simplu, din cauza alimentului respectiv. Celulele imunitare din organism se numesc globule albe și sunt de multe tipuri. Ele sunt produse în măduva osoasă, de obicei din celulele numite stem, celule care, din care pot să fie făcută orice celulă în organism. Acestea, să le spunem, sunt ca o matriță universală din care pot să fie create sau prelucrate celule specializate diverse. Deci din măduva spinării trebuie să avem o măduvă funcționabilă, un țesut hematoform care să fie bun de lucru pentru ca să producă aceste celule imunitare. Alte organe, țesuturile limfatice, spre exemplu splina, timusul, ganglionii limfatici, sunt responsabile pentru dezvoltarea, pentru maturizarea și activarea globulelor albe, spre exemplu. În splină sunt sequestrate cele care, multe din globulele roșii, e cimitirul globulelor roșii, dar în același timp este un loc de întâlnire pentru globulele albe. Timusul este un organ care involuează mai târziu, când devii adult, datorită stilului de viață și totuși timusul este serverul sau este creierul de acțiune al sistemului imunitar, pentru că acolo se maturează cele mai importante celule de luptă, trupele specializate, limfocitele T, și B. De asemenea, și ficatul este un organ legat de imunitate datorită celulelor cu fer care dezarmează bacteriile, toxinele și ciupercile. Deci ficatul, dacă funcționează bine, este un organ cu rol imunitar. Există, de asemenea, amigdalele care nu trebuie scoase, există apendicele, care nu este un plus, este tot un țesut limfoic, ca și amigdalele. Amigdalele sunt tot zone de lucru. Foarte mulți noduli limfatici avem în intestine. Foarte multe celule imunitare, cele mai multe sunt concentrate în intestine, în zona intestinală. Acolo au loc mari bătălii și mai ales hrana nu ridică mari probleme. Spre exemplu, numai când mâncăm, cum introducem hrană în organism, este percepută ca o invazie. Are loc un stres leucocitar. Leucocitele vin să vadă ce se întâmplă acolo. Sigur, stresul acesta e cu atât mai mare cu cât mâncăm tot felul de lucruri care nu sunt sănătoase. Suntem făcuți, creați pentru a consuma crudități, suntem vegetarieni făcuți, așa scrie Biblia, și s-a demonstrat că stresul acesta poate să fie prevenit atâta timp cât mâncăm crudități sau cel puțin înainte primele înghițituri să fie din alimente crude, care ajută foarte mult și prin enzimele care le aduc pentru digestie, dar în același timp poartă semnal, insignia de recunoaștere, care pur și simplu evită acest stres leucocitar, face ca sistemul imunitar să nu fie atât de îndârjit,
descoperind de fapt că sunt substanțe străine. Știți că și organele străine, chiar dacă ni le transplantează cu gând bun, nu sunt recunoscute și doar prin suprimarea, cel puțin moderată, a sistemului imunitar, aceste organe sunt acceptate. Numai dacă reușesc să suprim imunitatea, va accepta un organ cu celule străine, pentru că organismul recunoaște că nu este al lui și el nu va accepta nimic din ce nu este al lui, pentru că e făcut să se lupte împotriva ceea ce e străin, ce e toxic, ceea ce înseamnă agresiune exterioară. Sigur, marea problemă a oamenilor din timpul nostru constă în faptul că prin stilul de viață suprimă sistemul imunitar. Îl slăbesc și îl duc aproape până la anihilare. Și în felul acesta rămânem de izbeliște la discreția invaziei atât agenților patogeni, virusuri, bacterii, microbi, stafilococi, streptococi, cum vreți să-i numiți, și că există liste întregi, dar și a substanțelor toxice care ne invadează, cât și a celulelor anormale pe care sistemul imunitar nu le mai detectează, special celulele canceroase, pe care le-ar detecta un sistem imunitar sănătos, le-ar detecta că nu sunt în regulă și le-ar și distruge. Aș vrea să vorbim acum despre factorii care slăbesc și suprimă capacitatea de luptă a sistemului imunitar. Ne slăbim sistemul imunitar. Este precum războiul Troiei, cum a fost adus calul troian în interior, tot așa aducem și noi în lăuntru organismului nostru substanțe toxice și tot felul de lucruri care slăbesc, care debilitează și la un moment dat suprimă sistemul imunitar, dărâmându-ne propria apărare a organismului, deschizindu-ne singur porțile pentru tot ce este rău. Vă dați seama că rămâne la discreția invadatorilor. Mă gândesc la atâtea filozofii greșite care se practică în numele medicinii. Tot felul de terapii atât de intensive și atât de agresive încât suprimă sistemul imunitar. Eu nu știu pe ce ne bazăm. Adică ce rațiune există în a distruge propria armată de apărare a corpului prin tot felul de medicații puternice, cum sunt radiațiile citostaticile, distrugându-ți cum sunt cortizonicele, cum sunt cele antibioticele de asemenea, care pur și simplu distrug în mare măsură imunitatea proprie a corpului. Noi ar trebui întotdeauna să ne gândim la stimulare, nu la depreciere și deprimarea sistemului imunitar. Dacă putem să facem ceva bun, e normal să încercăm să stimulăm, să oprim factorii care deprimă sistemul imunitar și să stimulăm, să cultivăm pe cei, orice obicei bun sau orice lucru care ar putea aduce o întărire a sistemului imunitar, o fortificare a lui. De aceea filozofia este simplă. Este oprirea, pe cât posibil oprirea tuturor factorilor care deprimă, care trag în jos sistemul imunitar, care îl fac mai slăbănogiv, mai confuz, mai neputincios. Trebuie să oprim toți robinății, să-i descoperim și să-i oprim. Și, de asemenea, partea a doua, care e concomitentă, care e sinergică cu prima, să stimulăm toate lucrurile bune care știm că l-ar ajuta sistemul imunitar, care l-ar face să vibreze, care l-ar înviora, care l-ar face să fie foarte puternic, foarte eficient, pentru că dacă facem lucrul acesta, într-un mod natural, el ne va apăra, sistemul imunitar își va apăra ograda, își va apăra casa și nimeni nu va putea să vină să facă față un astfel de sistem imunitar. E o filozofie simplă, este cât se poate de rațională și e demonstrată în practică pentru cei care fac lucrul acesta. Stopează răul care deprimă sistemul imunitar, cultivă binele care îl stimulează la acțiune maximă. Deci haideți să vedem ce ne slăbănogește sistemul imunitar. Acest sistem uimitor, minunat, de care depindem ca să nu fim distruși, să nu fim anihilați. În primul rând, introducem prin alimentație atât de multe substanțe străine. Hrana super procesată, hrana rafinată, hrana chimizată reprezintă unul din factorii cei mai puternici, atât a îmbătrânirii premature, așa cum discutam într-un studiu trecut într-o prezentare legată de îmbătrânire, cum să stopăm îmbătrânirea, dar și slăbește sistemul imunitar. Supusă la tot felul de procese termice, cu tot felul de aditivi chimici, trecută prin tot felul de schimbări. Schimbări și prelucrări care înseamnă întotdeauna
transformări chimice ale alimentului care a fost sănătos, înseamnă devitalizarea lui și fuirea lui de tot felul de substanțe și transformarea în ceva care n-a fost înainte, în ceva de obicei nesănătos, ceva care încarcă, ceva care umple cu toxine. Suntem jefuiți de substanțe care au un caracter imunitar, substanțe care hrănesc, susțin sistemul imunitar. Vorbesc de vitamina C, care este atât de sensibilă la foc și se pierde atât de repede. Și alte vitamine se pierd, mai ales vitamina C se pierde. Vorbesc de enzime, care sunt principalele care ajută creșterea sistemului imunitar extraordinar de mult. Vom vedea că acesta este un plan excepțional să-ți întărești sistemul imunitar. Se pierd aceste substanțe. Pe lângă asta, se produc substanțe nocive datorită prelucrării și sunt adăugate substanțe nocive la ceea ce se numește alimenteuri și tot felul de substanțe care sunt adăugate în timpul procesării alimentelor, cum este, spre exemplu, obținerea unui ulei rafinat. Ulei rafinat este un produs nenatural și un produs dăunător, inclusiv sistemul imunitar. De aceea, hrana super procesată, rafinată și chimizată, ceea ce e la ordinea zilei, ceea ce înseamnă aproape obiceiul zilnic al oamenilor, reprezintă unul dintre factorii cei mai puternici ca să ai un sistem imunitar slab. Nu-i de mirare că oamenii răcesc așa de ușor, ajung atât de sensibili și paraginiți și la o gripă simplă, sau că se îmbolnăvesc de cancer și de grămadă de alte boli. Pe lângă aceste, noi ne gândim deseori la sistemul imunitar ca o luptă numai cu microbii. Ei sunt dușmanii, de obicei cam asta a fost viziunea destul de întărită, dar viziunea eronată. Nu doar microbii reprezintă problema, nu doar virusurile reprezintă problema. Sistemul imunitar foarte mult are de-a face cu tot felul de substanțe străine. Cu tot felul de substanțe pe care nu le recunoaște, sunt toxice și trebuie să se lupte împotriva lor, trebuie să creeze anticorpi împotriva unor proteine ciudate, unor grăsimi modificate, împotriva unor substanțe care îl irită și care nu-i convin. El este într-o continuă luptă cu aceste substanțe rezultate din metabolismul unor alimente rafinate, unor alimente preponderent din carne, nu? Și de asemenea unor alimente care au mai mult o factură alergică, care trezesc împotrivire, care trezesc o reactivitate ciudată a sistemului imunitar. De aceea nu ne putem imagina cât de supra-solicitat este sistemul nostru imunitar datorită avalanșei de toxine aduse în organism, pe calea alimentației, în mod special, nu numai prin aerul poluat pe care îl înghițim. Anumite studii, destul de multe, au dovedit că grăsimile saturate, majoritatea le găsesc în produsele de origine animală, de acolo le preluăm, sunt legate cu rate crescute ale bolilor autoimune. Eliminând produsele de origine animală, se evită într-o mare măsură consumul de grăsimi saturate și în felul acesta deprimarea sistemului imunitar, confuzarea lui, pentru că este mai mult decât o deprimare, este o aruncare în confuzie, în hazard. El nu mai știe ce să facă. Bolile autoimune sunt atât de periculoase, foarte complexe, pentru că înseamnă o tulburare serioasă a sistemului imunitar, care nu mai știe ce să facă, nu mai știe cine sunt prietenii și cine sunt dușmanii, nu mai știe care sunt celulele proprii pe care trebuie să le apere și invadatorii și începe să lovească structuri proprii ale organismului. Asta înseamnă confuzie. Confuzie pe acest sistem ingenios. Cum a fost adus în această confuzie? Grăsimile saturate, grăsimile animale într-o mare măsură sunt legate. Dar nu numai grăsimile animale, sunt și grăsimile polinesaturate, mai ales cele care provin din uleiul rafinat de, chiar de floarea soarelui, nu este cel mai bun produs nici pe departe. Pentru faptul că suprimă sistemul imunitar, de asemenea grăsimile trans, de formă trans, e vorba mai ales de grăsimile din aluatul pentru frăgezirea alaturilor, margarinele, sunt tot grăsimi modificate care au de-a face cu o grămadă de boli, deprimând sistemul imunitar. Deci foarte mult, dacă vrei să-ți deprimi sistemul imunitar, va trebui să mănânci multe grăsimi de acestea denaturate și să consumi zahăr din belșug și să te stresezi cât se poate de mult și este o rețetă fatală pentru sistemul imunitar. Deci cele mai bune lipide sunt cele găsite incorporate în semințe. Mâncați semințele așa cum sunt
Cel mai bun ulei care trebuie consumat și el moderat este uleiul de măsline, uleiul din semințe de in, uleiul din sâmburi de struguri, dar pe cât posibil să fie presat la rece, pentru că altfel sunt grăsimi denaturate. În restul, luați-vă grăsimile, lipidele bune, sănătoase, acizii grași, esențial din semințe și din fructe oleaginoase, respectiv diverse tipuri de nuci, migdale, alune. Consumul de zahăr, care a crescut foarte mult, s-a ajuns la 60-80 de kilograme pe cap de locuitor într-un an, este periculos nu datorită alergiilor, nu datorită tulburărilor de glicemie, a diabetului care îl se sechestrează, cât și datorită blocării acțiunilor globulelor albe. Câteva lingurițe de zahăr pe zi poate să reducă fagocitoza și acțiunea leucocitelor până aproape de 90%. Deci poți să ajungi cu un sistem imunitar deprimat, aproape în paragină de tot, aproape total anihilat prin consumul mare de zahăr. Noi știm că nu consumăm doar zahăr mult, vorbim noi ca și populație. Noi știm că facem și alte abuzuri. Mâncăm și produse de origine animală, mâncăm tot felul de hrană procesată, devitalizată. Nu avem nici vitaminele acelea care ar trebui să-i confere putere sau substanțele cu care se hrănește sistemul imunitar, pentru că alimentele sunt jefuite, solurile sunt sărăcite prin întrebuințarea azotatelor și așa mai departe. Sunt multe greșeli. Apoi dieta hipercalorică, care este dieta în general de produse super procesate. Un măr are o anumită puține calorii, dacă l-ai consumat așa, o plăcintă cu mere are multe. Un cartof consumat în mod obișnuit, simplu copt, nu are atâtea calorii ca un cartof prăjit. Un cartof prăjit devine o bombă calorică. Oamenii de obicei gătesc prost. Ei bine, dieta hipercalorică este asociată întotdeauna cu scădere de imunitate. Dieta cu puține calorii este întotdeauna o dietă care are de-a face cu sistemul imunitar, cu sistem imunitar bun, mai ales când avem nutrienții necesari. S-a descoperit că cu cât organismul primește mai multe proteine provenind din carne, cu atât mai mult este solicitat sistemul imunitar și cu atât mai mult se cultivă un membiu ambiant pentru paraziți, pentru că paraziții iubesc foarte mult putrefacția proteinelor, putrefacția intestinală a proteinelor, care le creează mediul ambiant, le creează paradisul în care pot să trăiască. Apoi, nu trebuie limitată acțiunea doar la alimentație, acțiunea deprimantă doar la alimentație. Stresul este unul dintre factorii care foarte mult blochează sistemul imunitar. Sistemul imunitar este legat de acțiunea creierului, de acțiunea chiar a gândurilor. Am putea să ne imaginăm ca niște linii telefonice între sistemul imunitar și creier. Depinde ce tip de gânduri ai, depinde ce emoții, ce sentimente, care sunt stările sufletești, care e starea voinței, aceasta se transmite organismului. Stresul cronic este vorba nu de un stres din când în când în fața unui eveniment, e vorba de stres ca mod de viață, în fiecare zi în agitație, în alertă, în fiecare zi cu frica în sân, în fiecare zi mânios, nemulțumit. S-a descoperit că cei care erau nemulțumiți, au făcut studii, nemulțumiții se îmbolnăveau foarte des. Nemulțumiții se îmbolnăveau mult mai des decât ceilalți care aveau un sentiment de mulțumire și de satisfacție și de împlinire. Nemulțumirea ne roade, fricile ne deprimă de asemenea. Ura ne sălășește în suflet, ranchiună și resentimente, singurătatea, frica de mâine, frica de viitor, frica de ceea ce se va întâmpla cu noi, cu ai noștri. Sunt o grămadă de stări prin care populația trece. Oamenii trec cortizolul, care este hormonul stresului, împreună cu adrenalina, fac ravagii în organismul nostru. Cu cât ești mai mult expus la cortizol, la acțiunea cortizolului, cu atât mai mult imunitatea se deprimă. Asta ar trebui să știm, că dacă la propriul nostru cortizol, hormonul suprarenalor, imunitatea se deprimă, oare cum acționează organismul la un surplus medicamente care mimează cortizolul? Cortizolul, e vorba de cortizonice, e vorba de prednison, care sunt substanțe chimice în exces, care sunt date chipurile să combată inflamațiile, dar deprimând sistemul imunitar, aruncându-l în confuzie,
Nu ne gândim oare prețul cât este de mare? Dacă la propriul hormon, în exces, organismul trece prin niște stări teribile de degradare, de deprimare, de schimbări, de tulburări funcționale, ce se întâmplă cu substanțele chimice externe de sinteză care sunt aduse în organism? Cât de mult deprimă sistemul imunitar și îl aruncă în confuzie. De aceea, de obicei, supărarea, tristețea îți reduce capacitatea de rezistență la infecții și la agresiuni. În schimb, în partea cealaltă, bucuria de care vom vorbi mai târziu, bucuria, starea de fericire, de împlinire, optimismul, credința, dragostea, sunt factori extraordinari de ridicare a sistemului imunitar. Dacă nu vrem să fim devorați de microbi, de agenți patogeni, să facem cancer, ar trebui ca să avem o stare de fericire, de împlinire și de bucurie. Sistemul imunitar va recunoaște, va vibra lucrul acesta. Dacă nu, va fi amprentat exact de starea noastră psihică, adică de tristețea noastră, leucocitele vor fi triste. Ar trebui să nu facem să tragem o linie de demarcație între noi și ele. Oare cine suntem noi și cine sunt ele? Ele nu sunt celulele corpului nostru, ele nu suntem noi. Deci nu e o linie de demarcație. Cum suntem noi, așa sunt ele, pentru că ele sunt noi. Dacă ești trist, ele sunt triste. Dacă nu ești în stare să mai faci nimic, ai voința paralizată, ele sunt în felul acesta. Dacă ești confuz și disperat și ești în stare să te sinucizi, ele fac același lucru, se sinucid. Ele pur și simplu sunt deprimate, de-abia se târăsc, nu se mai multiplică cum trebuie, nu mai au eficiență. Ele ne reprezintă. De aceea, dacă vrem un sistem imunitar bun, trebuie să ai voință, ca și ele să aibă voință. Trebuie să ai curaj, ca și ele să aibă curaj. Trebuie să-ți mobilizezi toate forțele, să fii bucuros, să fii așa cum poți să faci treburi bune. În limbajul fizic, așa se întâmplă în microuniversul corpului nostru. S-a descoperit, de asemenea, în ultimul timp, o avalanșă a bolilor autoimune. Bolile autoimune sau autoimunitatea reprezintă acel fenomen ciudat, în același timp complex, la fel ca și cancerul aproape, prin care sistemul imunitar începe să-și distrugă propriile structuri. Poate să fie vorba de articulații în cazul poliartritei reumatoide, poate să fie vorba de învelișul de mielină al nervilor în cazul sclerozei multiple în plăci, poate să fie vorba de țesutul tiroidei în cazul tiroiditei Hashimoto, poate să fie vorba de distrugerea celulelor beta din codița pancreasului în cazul diabetului, poate să fie vorba de asemenea de distrugerea structurilor epidermei, fiind vorba de sclerodermie, și multe alte, pot să fie vorba de distrugerea ochilor, pot să fie vorba de distrugerea altor țesuturi din organism. Se cunosc aproape 40 de boli autoimune și sunt în creștere, care implică un sistem imunitar confuz, confuz care săracul nu mai știe ce să facă. Cum de ajuns în starea aceasta? Cum de ajuns, nu doar slab, dar a ajuns atât de hazardat în ceea ce privește acțiunea? Se crede că sunt mai mulți factori, printre care și stresul și alimentația nocivă și vaccinurile implicate. De asemenea, laptele de vacă este unul dintre numitorii comuni în bolile acestea. Se consideră că are cel mai mare potențial alergen, adică având în jur de 150 de substanțe cu caracter alergen pe care sistemul nostru imunitar începe să le lovească. În cazul diabetului, spre exemplu, deseori este implicată o proteină din lapte, serum albumina bovina, care seamănă foarte mult fracțiune din această proteină. Deseori nici nu o putem digera pentru că mai mult de jumătate din oamenii de pe planetă nu mai au enzimele care să digere laptele, proteina laptelui. Și spuneam, resturile nedigerate devin obiecte pentru sistemul imunitar care vor să le atace. Creează anticorpi împotriva acestei fracțiuni a proteinei serum albumina bovină, dar această fracțiune din proteină seamănă foarte mult cu anumite părți din organismul nostru, respectiv cu celulele beta care produc insulină în codița pancreasului. Și ca atare distruge și proteina și începe să distruge și structura, să distrugă și structura pancreasului, ducând deseori la, prin acest fenomen autoimun la diabet. De aceea este recomandat o dietă vegetariană, excluzând pe cât posibil toți alergenii și consumând alimente sănătoase. Am putea spune de asemenea că multe studii au arătat că în condiții de seră, adică trăind în spații închise,
cu temperatura constantă, lipsiți de stimularea contactului nemijlocit cu natura, viața sub acoperiș, viața în încăperi închise. Lucrul acesta, fără efort fizic, producția de celule cu rol imunitar din organism scade dramatic. Foarte mult scade imunitatea. În plus, s-a constatat că în condiții de sedentarism, celulele imunocompetente pur și simplu se lenevesc, devenind mai puțin active, chiar dacă sunt în număr suficient. Chiar dacă ar fi suficientă, nu au acțiune eficientă, la fel cum și organismul nostru intră într-o stare de lentoare, de stază, exact așa sunt și ele. Dacă te simți vioi și te miști vioi și viața ți-e activă, așa sunt și ele. Dacă duci o viață sedentară în încăperi închise, respirând un aer infect, să știi că și sistemul imunitar va scădea dramatic. La polul opus există exercițiu fizic epuizant, exagerat de uzură, care antrenează procese catabolice, adică de distrugere a țesuturilor. Sigur, sunt puțin vizați aici. Cât credeți că fac exerciții fizice epuizante? Majoritatea sunt bolnavi de sedentarism. Majoritatea trebuie să ia seama la primul avertisment. Totuși, merită amintit și lucrul acesta. Exercițiul fizic ne face extraordinar de bine. Este unul dintre cele mai puternice stimulente imunitare care există. Dar, pentru cei care fac sport de performanță și uzură un antrenament până se epuizează de tot, până exagerează, până în pânzele albe, să știți că se trece de acea limită binecuvântată în care exercițiul fizic este un bine și se ajunge la scăderea drastică a imunității. Spre exemplu, s-a văzut că după un maraton, ceea ce înseamnă alergarea în forță, poate zeci de kilometri, până la epuizare, maratoniștii au fost foarte predispuși la infecții, mult mai mult decât ceilalți care nu făcuseră astfel de exerciții epuizante. Sigur, deci, fiți moderați în lucrul acesta, faceți exercițiu fizic în belșug, dar nu exagerați. Puțin, repet, puțin sunt intre sub culpa acestui avertisment. Alți deprimanți ai sistemului imunitar sunt, în ordinea în care voi spune, alcoolul, țigările și cafeaua. Alcoolul este cel mai puternic deprimant din aceste droguri al imunității, dar și țigările există prin substanțele toxice pe care le are, exercită o acțiune de deprimare. Deși la început se pare că e o stimulare, o stare de bine care te dotează cu euforie, până la urmă ajungi în depresie. Tot organismul cade pentru că el împrumută, te intoxică, împrumută din substanțele vitale, nu ți-aduce substanțe sănătoase, ci mai mult substanțe toxice. Îți împrumută vitalitatea să-ți dea o super energizare falsă, dar până la urmă ajungi în cădere, în depresie, pentru că e de fapt un împrumut pe care îl iei din rezerva corpului fără să pui nimic în plus, fără să dai nimic tu decât iei pentru o stimulare falsă. Frigul ar trebui știut că scade sistemul imunitar. Sistemul imunitar merge mai bine pe cald. De aceea produce febra. Când aveți febră, nu trebuie să vă speriați dacă nu crește de speriat de mult, adică mă refer la undeva se apropie de 40 de grade. Când se apropie de 40 de grade și vrea să treacă, trebuie stopată pentru că poate să producă daune sistemului nervos. Dar dacă nu s-a apropiat de 40, dacă e 38 și cu ceva, până la 39, 39 și ceva, și nu este vorba de multe zile, 5-6 zile sub febră, dacă e vorba de o zi, două, trebuie lăsat să lucreze sistemul imunitar pentru că e foarte eficient. Microbii, celulele canceroase, nu mai sensibile la cald, tocmai de aceea turează motoarele, pentru că sistemul imunitar se multiplică foarte repede și foarte agil pe puțină febră. La polul opus este frigul. De aceea când ne este foarte frig, mai ales când ne îngheață extremitățile, picioarele, răcim, nu? Ne îmbolnăvim, ne atacă virusurile gripale sau alte tipuri de bacterii. De aceea, extremitățile bine îmbrăcate, într-o epocă în care majoritatea nu se îmbracă corespunzător, nu și îmbracă extremitățile, nu-i de mirare că e atâta boală. Boala trebuie și aici preîntâmpinată. Sistemul imunitar este legat de circulația rapidă a sângelui și a limfei, ceea ce înseamnă mișcare și înseamnă extremități bine îmbrăcate. De aceea, îmbrăcați-vă cum trebuie.
Lipsa somnului odihnitor reduce imunitatea. Somnul este vital pentru sistemul imunitar. Ar trebui dormite câteva ore, 6-8 ore ar trebui dormit. Și anumite studii indică o reducere a celulelor ucigașe, natural killer, și a limfocitelor după nopți nedormite. Se zice că și o singură noapte nedormită poate reduce numărul celulelor ucigașe, care sunt răspunzătoare cu detectarea virusurilor și a celulelor canceroase și omorârea lor, cu până la 30%. După o noapte nedormită scade până la 30% procentul acestor celule extraordinare, trupe speciale de luptă. Antibioticele, epoca antibioticelor, care deseori a vrut să însemne cele mai mari cuceriri, gata, am descoperit penicilina, am descoperit acum antibiotice cu spectru larg de acțiune, e departe să fie ceea ce se vede, pentru că antibioticele distrug în mare măsură flora intestinală, vorbim de acele bacterii prietene, le distruge fără discernământ. Aceste bacterii prietene, ca să se refacă în cazul în care au condițiile necesare, de bine în 6 luni de zile se pot reface. Mai ales când auzim de antibiotic cu spectru larg de acțiune și folosite pe termen lung, pentru că și pentru o banală răceală sau pentru o banală otită sau, mă rog, pentru chestii simple, uneori se dau tot mereu, se prescriu mai mult pentru o durere în gât, se prescriu antibiotice continuă, lucrul acesta îți deprimă sever imunitatea. Pentru că împotriva culturilor de candida și altor bacterii periculoase, aceste bacterii prietene sunt. Dacă ele există acolo, nu se va multiplica sub nicio formă candida. Nu vor putea să aibă loc invaziile de paraziți și de alte bacterii care sunt patogene și care ne îmbolnăvesc. De aceea să menținem, să rămânem în pace cu prietenii, cu bacteriile, să profite care ne ajută, și să întărim imunitatea într-un mod natural, pentru că imunitatea ridicată în mod natural poate să conducă la eliminarea invaziilor, diversilor agenți patogenilor, cum s-ar numi ei. Foarte multe boli autoimune, inclusiv avalanșe de cancer, mulți medici, multe voci, chiar de somități medicale, s-au auzit legând această avalanșă de boli autoimune cu vaccinările, cu valul de vaccinări care în ultimul secol s-au tot înmulțit. Introducerea de agenți patogeni într-un sistem imunitar, care poate să fie într-o perioadă nefastă, care poate să fie prins într-un moment de slăbiciune, într-un moment de devitalizare sau confuzie, poate să fie fatală sau poate să ducă la boli grave. Nu, a ridica imunitatea, da, este înțelept. A introduce virusuri adormite sau recombinate, trebuie să ne gândim că unele sunt produse de laborator, virusuri recombinate și apoi virusurile între ele, atâtea virusuri introduse, uneori se fac vaccinuri pentru, cu 5 materiale, pentru 5 tipuri diferite de boli. În același vaccin sunt 5 tipuri de virusuri, ca să combată și tetanusul, să combată și varicela, mă rog, să combată Și alte tipuri de boli virale sau bacteriene. Amestecul acesta devine extrem de periculos. Nu mai vorbesc de alți compuși care sunt în vaccinuri, cum a fost timerasol într-o parte din vaccinurile antigripale și alte tipuri de vaccinuri, care este un compus al mercurului, care este extrem de periculos pentru sistemul imunitar și pentru sistemul nervos. Nu mai vorbesc de formaldehidă, nu mai vorbim de aluminiu, care este în compoziția vaccinului și care este extrem de periculos pentru sistemul nervos. Dar vorbesc de virusurile, de materialul acesta viral și bacterian, de toxinele care sunt băgate în sistemul imunitar, doar pe chestia, pe filozofia, pe principiu adevărat că sistemul imunitar are memorie și dacă îl confruntă cu ceva, cu o agresiune mai slabă, el va avea memorie ca atunci când va întâlni adevărații agenți patogeni puternici să se poată lupta cu ei. Dar s-a văzut că vaccinările, mai degrabă decât să imunizeze, îmbolnăvesc ele însele, chiar de bolile pe care pretind că te feresc. Au fost zone în care oamenii au fost vaccinați 100%, n-a scăpat niciunul de vaccin și care s-au îmbolnăvit mai mult, mult mai mult de boala pe care pretindeau că o preîntâmpină, că o previn, decât zone în care nu s-a făcut nicio vaccinare. Și atunci, care a fost efectul? Că te-ai îmbolnăvit mai mult și pe termen lung, cine știe care sunt efectele acestor virusuri, acestor materiale genetice străine băgate în interiorul nostru. De aceea,
cred că mult mai bine, mult mai înțelept este să întărim sistemul imunitar pe cale naturală, să-i dăm ceea ce trebuie, substanțele naturale, și el va putea să-și facă, să-și facă treaba cu bine. Haideți să trecem acum în partea finală a studiului nostru la factorii care fortifică sistemul imunitar. Ne interesează nu doar să oprim robinății care, prin care curge răul și care ne suprimă sistemul imunitar, ci să vedem cum putem să ajutăm sistemul imunitar. Un sistem imunitar foarte agil, foarte performant, are nevoie de enzime. Experiențele făcute au dovedit că hrana bogată în enzime, care e hrana crudă, la peste 40 de grade Celsius, când se ridică temperatura în cazul procesării hranei, enzimele mor, devin leneșe și apoi mor la 40 ceva de grade, 44 de grade, ele mor. S-au făcut experiențe și s-au văzut că hrana bogată în enzime crește numărul de macrofage, celule mari, macrofage, care fagocitează, care înghit, înglobează microbii și apoi îi înfășoară și lizează, îi omoară, înghit pur și simplu celule mari. Crește cu 700%, iar celulele ucigașe, celulele natural killer, care depistează virusurile, celulele canceroase, cresc cu 1300%. Asta înseamnă extraordinar de mult. Dacă industria farmaceutică ar descoperi un medicament care să stimuleze atât de mult, fără efecte secundare, sistemul imunitar cred că ar fi cel mai vândut medicament din lume. Numai că nu va exista un astfel de medicament sau astfel de injecție, ci va însemna, poate să fie atins acest rezultat extraordinar, fantastic, consumând multă hrană crudă, stimulând cu tot felul de sucuri care să ne aducă o cantitate masivă de enzime. Cei care mănâncă multe enzime și care au consumat multe enzime pe parcursul vieții nu se îmbolnăvesc, fac mult mai puține infecții, reușesc să se ridice foarte repede din boală și nu fac cancer și nici boli autoimune. Facem astfel de boli pentru că mâncăm ceea ce nu trebuie și trăim cum nu trebuie. Beta-carotenul, provitamina A, beta-carotenul este luat din vegetale, mărește numărul de limfocite T și de asemenea celule ajutătoare, celule helper numite, din sistemul imunitar care protejează organismul de cancer sau de infecții virale sau bacteriene. Beta-carotenul putem să-l luăm consumând morcov destul de mult, cătina, uleiul de cătină conține foarte mult beta-caroten, goji conține mult beta-caroten, sunt niște fructe noi descoperite care se cultivă tot mai mult, de asemenea dovleacul galben care are miezul galben, mai ales caisele care sunt portocalii de asemenea și ele, pătrunjelul, coacăzele, moceșele, avocado conțin beta-caroten. Nu uitați, morcov, goji și cătină, ulei de cătină mai ales. Beta-carotenul stimulează foarte mult sistemul imunitar. Consumați alimente bogate în beta-caroten. Consumați de asemenea vitamina E, alimente care conțin din belșug vitamina E. Stimulează imunitatea prin proliferarea globulelor albe care luptă împotriva infecțiilor. S-a descoperit că toți care erau bolnavi de cancer aveau un nivel scăzut de vitamina E în sânge. De aceea, consumați alimentele bogate în vitamina E. Vitamina E este liposolubilă, nu e hidrosolubilă, deci este o vitamină grasă, nu? O găsim în uleiuri, mai ales uleiul de măsline și din germenii cerealelor, presat la rece. Găsim de asemenea semințe de in, găsim în semințele Floarea Soarelui, nuci migdalea lune și în lapte de soia găsim vitamina E. Consumați alimente bogate în vitamina E. Probabil cea mai susținătoare a sistemului imunitar, cea mai puternică și ferventă susținătoare pe multe căi a sistemului imunitar e vitamina C. Doze mari de vitamina C întotdeauna ajută și împotriva infecțiilor și împotriva cancerului. Sigur, vitamina C luată într-o formă naturală este cu totul altceva decât cea luată din comprimate sau sintetizată chimic. De aceea folosiți alimentele bogate în vitamina C. Amintim, goji foarte bogate din nou, măceșele printre cele mai bogate din lume, cătina, coacăzele negre, de asemenea pătrunjelul care conține foarte multă vitamina C, lămâile, citricele, brocolii, conține multă vitamina C și multe alte alimente din regnul vegetal, foarte, foarte bogate în vitamina C.
Zincul este posibil cel mai bun mineral pentru stimularea sistemului imunitar împreună cu seleniu, calciu, magneziu. Folosiți zincul pentru că el joacă un rol important în divizarea, creșterea și repararea celulelor. Fiind un bun agent imunitar, carența de zinc duce la micșorarea timusului, acest organ undeva în spatele sternului situat, care este sediu unde limfocitele T sunt celule speciale care sunt un fel de trupe speciale ale sistemului imunitar, care au tot felul de planuri, planuri deosebite, planuri complexe, prin care recunosc tot felul de substanțe străine, virusuri, duc o luptă foarte concertată și foarte înțeleaptă împotriva agenților patogeni. Zincul se găsește ca surse principale, drojdia de bere, se găsesc fulgi de drojdie de bere, alimentar puteți să-i introduceți în alimentație. De asemenea, semințele de dovleac sunt foarte bogate, posibil să fie printre cele mai bogate în zinc, împreună cu semințele de susan. Fasolea, germenii de grâu și ciupercile sunt bogate în zinc. Seleniu acționează împreună cu o enzimă extraordinară care luptă împotriva degenerărilor, împotriva radicalilor liberi și împotriva cancerului. Se numește glutation peroxidaza. E o enzimă foarte puternică care susține imunitatea, iar seleniu acționează. Ea are nevoie această enzimă de seleniu. Fără seleniu, leucocitele își pierd abilitatea de a recunoaște invadatorii. Seleniu reduce riscul de cancer și zonele care sunt sărace în sol cu acest mineral sunt foarte bogate în cancer. Îl putem lua din usturoiul, e foarte bogat în seleniu. Nucile, mai ales nucile de Brazilia, nucile braziliene, dar și nucile obișnuite sunt bogate în seleniu. Polenul, de asemenea, strugurii negri, brocoli, drojdia de bere conține mult seleniu. Încă un motiv ca să o folosiți. Și, de asemenea, cerealele integrale, legumele organice. Semințele germinate, grâul germinat, conține o bogăție de provitamina A, C, E, de asemenea, bioflavonoide, tot felul de enzime, superoxidismutaza este o enzimă foarte puternică care stopează îmbătrânirea și susține organismul pentru o viață lungă și pentru vitalitate. De aceea, semințele încolțite sunt extraordinar de bune pentru un sistem imunitar puternic. Usturoiul este unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Are și proprietăți anticancer, stimulează mult sistemul imunitar, conține seleniu, consumați-l din belșug usturoiul. Fructele goji, le repet pentru că au mai multe principii care ajută la susținerea sistemului imunitar. Este vorba de conținutul în germaniu, un element mai rar care ajută corpul să producă interferon. Interferonul este un produs al corpului nostru care are un rol puternic în imunitate, mai ales în lupta împotriva agresiunilor virale, virusul hepatitei, spre exemplu, sau alte boli virale, inclusiv cancerul de asemenea, interferonul, producția proprie de interferon trebuie să fie la înălțime. Fructele de goji conțin germaniu. De asemenea, năpraznica, știu că mai conține germaniu, e foarte important, sfecla roșie conține germaniu. Este al doilea în lume în conținutul de vitamina C și conține mai mult beta-caroten decât morcovii, care îi știm că sunt foarte bogați. Beta-carotenul susține sistemul imunitar, de asemenea, vitamina C este extraordinară pentru sistemul imunitar. Este bogat în minerale, amintesc doar calciu, magneziu, zincul și seleniu, exact elementele de care are nevoie în mod special sistemul imunitar. Vorbesc de goji, vorbesc de proprietățile extraordinare acestui fruct și conține polizaharide, niște zaharuri care sunt specifice pentru sistemul imunitar, pentru acțiunea a lui extraordinară. Deci consumați goji pentru că conține aminoacizi de excepție, conține substanțe rare, enzime rare, foarte multe enzime, și vă ajută sistemul imunitar, este și un aliment anti-îmbătrânire. Consumați de asemenea cătina albă, care de fapt are fructe portocalii, care este o întreagă farmacie, are o grămadă de antioxidanți, are beta-caroten foarte mult, are vitamina C,
Uleiul de catină are proprietăți deosebit de puternice. Beta-carotenul acționează sinergic cu interferonul. Folosiți cătină sub formă de suc sau boabe proaspete sau diverse salate. Folosiți uleiul de cătină când aveți ocazia. Sucul de struguri negri este un întăritor imunitar. Conține puternice proprietăți antivirale, mai ales împotriva poliovirusului, virusului herpes, simplex retrovirusului care provoacă meningita, febra și diareea și de asemenea și virusurile gripale. Strugurile este o bună sursă de seleniu, de asemenea conține niște compuși puternici pentru sistemul imunitar și anticancer, cum este quercetina, acidul elagic. Sucul de orz verde și de grâu verde sunt foarte bogate în tot felul de proprietăți care vitalizează organismul, cât și fortifică sistemul imunitar. Conține foarte mult beta-caroten și vitamina C, cu și alte substanțe vitale, cum ar fi superoxid dismutaza, o enzimă foarte puternică care acționează asupra genei din corpul nostru, gena metusalemică, care crește longevitate, fortifică mult sistemul imunitar. Fructele de pădure, bogate în antioxidanți, sunt de asemenea excelente pentru a stimula sistemul imunitar. Mă refer la cătină de care vorbeam, mă refer la coacăzele, mai ales cele negre, mă refer la cireșele negre, mă refer la agrișe, mă refer de asemenea la merișorul care îl găsim împreună cu afinul, crește împreună cu afinul și el e bogat în antioxidanți. Și multe alte fructe de pădure, călinele, coarnele, măceșele, care sunt foarte bogate în vitamina. Și consumați aceste fructe de pădure și va vibra sistemul imunitar. Propolisul și produsele stupului, putem să spunem că sunt extraordinare pentru sistemul imunitar. Propolisul, polenul și lăptișorul de matcă, dar mai ales propolisul și polenul, mai ales propolisul, este unul dintre cele mai bune antibiotice naturale. Are o acțiune directă asupra macrofagelor, determină sinteza de interleucină și interferon. Interleucinele sunt substanțe care modulează cum se acționează sistemul imunitar. De asemenea, determină și fabricarea factorului de necroză tumorală, ceea ce e un factor care distruge, care omoară tumorile. Propolisul determină manifestarea acestui factor. Ar trebui consumat sub formă de tinctură, propolisul poate să fie folosit. De asemenea, polenul este un fortifiant al sistemului imunitar și lăptișorul de matcă. Conține o grămadă de substanțe antibiotice, antivirale și imunostimulante, polenul. Ciupercile reishi și take, maitake, sunt ciuperci care nu cresc la noi, deși sunt sigur că dacă s-ar face ganoderma o altă ciupercă, multe din ciuperci s-au dovedit ca având un potențial extraordinar, mai ales a creat celule T imunitare foarte importante în lupta cu cancerul și alte tipuri de celule imunitare, sunt stimulente imunitare puternice. Asta pentru că s-au făcut experiențe pe ciupercile din Japonia, pe unele ciuperci din America, dar se fac prea puține experiențe la noi în țară. Sunt convins că Dumnezeu a făcut ca și aici să existe specii care să poată să stimuleze imunitatea. Dar mai ales aceste ciuperci pe baza cărora s-au făcut studii, puteți să le folosiți mai când aveți infecții grave, cancer sau boli serioase care necesită un sistem imunitar puternic, puteți să luați un supliment. Sigur, Dumnezeu ne-a lăsat și plante medicinale, i-aș aminti echinacea, care este una dintre cele mai bune plante pentru imunitate, pentru tot felul de infecții, inclusiv pentru cancer. S-a descoperit, ea este numită de fapt planta imunității, s-a descoperit că stimulează activitatea macrofagelor, ceea ce menține funcționarea sistemului limfatic la un ritm normal. De asemenea, are și acțiunea antivirală, care se manifestă precum interferonul. Stimulează mulțirea limfocitelor T. Are și un efect antitumoral, așa cum vorbeam. Puteți să o luați sub formă de capsulă sau tinctură, conformitate cu prospectul, în cură de 21-30 de zile maxim. Este excelentă planta, de la receli banale, de la infecții obișnuite până la probleme mult mai severe. Folosiți echinacea. Năpraznicul, de asemenea, este o plantă gingașă și micuță.
dar care este una dintre cele mai bune plante adaptogene, care ajută organismul să adapteze la stres și la tot felul de situații încordate și tensionate, stimulează imunitatea, are și el germaniu. De asemenea, e folosit în foarte multe cazuri de cancer. Năpraznicul, folosiți-l împreună cu echinacea. Mugurii de plob negru, care sunt un fel de propolis mai acceptat, de fapt, este principalul material, materialul de bază din care albinele fabrică propolisul. Dacă propolisul pentru unele persoane mai dă unele alergii, mugurii de plob sunt mult mai toleranți și conțin, însumează antibiotice cu spectru larg, substanțe antivirale și substanțe citostatice. De aceea folosiți mugurii de plob de la infecții urinare, infecții pulmonare, pentru stimularea imunității chiar în caz de cancer. Arnica este o plantă foarte puternică care cu echinacea ar face o combinație imbatabilă. Este o plantă cu potențial imunitar puternic, dar trebuie folosită doar redus pentru că are oarecare toxicitate în doze mari. Dacă se folosește o linguriță de tinctură de maxim 3 ori pe zi, timp de 20 de zile, sigur, în această doză nu există efecte adverse. Oricum, ea este foarte puternică pentru refacerea țesuturilor. În general, are proprietăți uimitoare și în ceea ce privește protejarea vaselor de sânge și a inimii. Ginsengul este un tonifiant general, dar și un stimulant al imunității. Lemnul dulce este o plantă excepțională cu proprietăți antivirale dovedite. De asemenea, stimulează producția de hidrocortizon de către corp, substanță care reduce rapid inflamațiile țesuturilor. Stimulează producția de interferon, lemnul dulce, de aceea are această acțiune antivirală. S-a folosit și în mai multe cazuri de cancer și a dat rezultate destul de bune. Puteți să folosiți tinctura de lemn dulce, 3-4 lingurițe pe zi, cură de 3 săptămâni. Aloe vera are efecte imunostimulatorii și conține agenți antitumorali și numai aloe vera, aproape toate speciile de aloe au efecte excepționale pentru stimularea imunității. O plantă bună, bună de tot. Fructele de soc s-a dovedit având agenții antiviral foarte puternici. Puteți să folosiți sub forma tincturii de fructe de soc. A avut efect nu doar pe virusurile gripale, chiar a ajutat în combaterea virusului HIV, cel care mai târziu produce boala cumplită numită SIDA. Deci fructele de soc foarte mult stimulează imunitatea și acțiunea antivirală. Puteți să faceți o pulberă antiinfecțioasă care stimulează sistemul imunitar din mai multe plante și valoarea este că o puteți folosi pe toate salatele, o puteți folosi în alimente și care are și un potențial antioxidant extraordinar. Adică stopați îmbătrânirea, stopați moartea celulară, degenerarea, în același timp vă ridicați sistemul imunitar și dați și gust și savoare alimentelor. Această pulberă ar trebui să fie compusă din următoarele plante. Salvie, puteți folosi salvia varietatea alimentară, există și sălbatică, salvie, busuioc, oregano, mentă, cimbru, rozmarin, roiniță și isop. Unele dintre ele au proprietăți antivirale, unele sunt antibacteriene, unele dintre ele au proprietăți antifungice care combat drojdiile și ciupercile patogene și periculoase. Unele au toate proprietățile acestea enumerate, stimulează foarte mult capacitatea antiseptică a organismului. Puteți să le folosiți sub formă de tratament, o linguriță de 3-4 ori pe zi, cură mai lungă, sau puteți să le folosiți fără să numărați lingurițele, punând pulber pe toate salatele sau pe toate alimentele pe care doriți. Sigur, veți avea parte de mari binecuvântări. O tinctură pentru stimularea imunității ar putea să fie o combinație dintre tinctură de echinacea, tinctură de muguri de plop, tinctură de arnică și tinctură de fructe de soc. Ar avea o capacitate de a stimula imunitatea extraordinar de mare. Se poate lua o linguriță de 3-4 ori pe zi, cură de 21 de zile, din tinctura finală obținută, spuneam, echinacea, mugur de plop, arnică și fructe de soc.
Printre antiviralele pentru cei care se luptă cu combaterea anumitor virusuri, cum ar fi virusul hepatic, antivirale naturale sunt usturoiul, lămâia, rădăcina de pătunjel, sucul de struguri negri, drojdia de bere, propolisul și polenul. De asemenea, dintre plante, amintesc echinacea, lemnul dulce, fructele de soc, mugurii de plub, roinița, sunătoarea, cimbru, cimbrișorul, oregano, iarbă mare și gențiană. Uleiurile volatile au, de asemenea, unele dintre ele o capacitate antivirală deosebită, dar trebuie luate cu atenție, conform cu prospectul și sub îndrumarea unui terapeut, unui cunoscător bun, pentru că în cantități mari vă pot face foarte rău, pot să devină toxice, pentru că sunt cele mai puternice substanțe naturale, uleiurile volatile, uleiurile esențiale din plante. Vorbesc de ureu, de arbore de ceai, care are capacitate și antifungică și antivirală, uleiul din cimbru, salvie, oregano și scorțișoara, care este un ulei caustic, ultimul uleiul de scorțișoare foarte puternic, dar care are o capacitate antivirală extraordinar de mare. Stimulente naturale ale producției de interferon, care e atât de dorit ca să-l producă organismul nostru și să nu fie adus din exterior. Interferonul, care e foarte scump și care este sintetizat chimic, are efecte secundare precum citostaticile. Foarte periculoase. De aceea, determinați organismul să producă interferon prin exercițiu fizic acut. Deci în timpul exercițiului fizic viguros se produce interferon și alte celule valoroase imunitare. Vitamina C și manganul. Vitamina C, care am vorbit, o luăm din măceșe, din goji, o luăm din cătine, din coagă, din pătunjel, din lămâie, determină fabricarea proprie de interferon. Aproape fiecare celulă din țesuturi poate, are capacitatea să fabrice interferon, dacă are materialele necesare. Echinacea, lemnul dulce și aloea determină producția de interferon, tot pe cale naturală. Propolisul determină producția de interferon și, de asemenea, beta-carotenul, alimentele bogate în beta-caroten, acționează sinergic cu interferon. Un mic dejun pentru imunitate și vitalitate ar putea să fie format dintr-o salată mare, o salată uimitoare care va întări organismul și îl va revitaliza și va face sistemul imunitar să vibreze de voiciune. Miere, o lingură sau mai mult în funcție de gust, polen crud, o lingură, iar dacă este uscat va trebui să-l faceți pulbere, spirulină, puneți acolo în castron conținutul a 3-4 capsule, spirulina conține atât de multe substanțe, conține cele mai multe proteine de pe planetă, 70% aminoacizi, care de fapt reprezintă și structura enzimelor și structura corpului. Goji, 1-2 linguri de fructe proaspete sau dacă sunt deshidratate, va trebui în prealabil să le rehidratați, lăsându-le un pic la moiat în apă. Cătină, 1-2 linguri de fructe proaspete, afine sau coacăze negre proaspete sau rehidratate ca și goji. Tot 1-2 linguri. Semințe de dovleac, o linguriță până la o lingură. Semințe de cânepă, o lingură, foarte mult susțin sistemul imunitar și organismul. Semințele de in, pulbere, o lingură. Miezul de la 4-5 nuci. Și puteți și alte fructe după dorință, spre exemplu, cum ar fi o bucată mare dat pe răzătoare. Combinați toate ingredientele și veți obține ceva rar, ceva atât de sănătos încât nu este hrană, este un super medicament. Va hrăni, va vitaliza organismul, îi va da atât de multe substanțe susținătoare sistemului imunitar, încât va fluiera alergând după toți inamicii și făcând prăpăd în hoardele dușmane care caută să ne anihileze. Ca gemoderivate, este vorba de extractele glicerohidroalcoolice din muguri sau din rădăcini sau din părțile cele mai vitale ale plantelor. Folosiți mugurii de porumbar după prospect, mlădițele de măcești și mugurii de mesteacă împufos, care toate au de-a face cu sistemul imunitar. Clisma este cea care însănătosește flora intestinală, având un rol esențial în menținerea imunității. Dacă vreți să câștigați mai mult, faceți-o cu un ceai de obligeană și rădăcină de urzică. Rădăcină de obligeană, rădăcină de urzică. Dacă nu aveți măcar
mușețel puteți să folosiți, faceți din când în când clisme pentru ca să poată organismul să se refacă. Exercițiul fizic este un factor foarte puternic pentru dobândirea și menținerea unui sistem imunitar sănătos. Faceți zilnic exerciții fizice, grădinărit, mers pe jos, urcat în zonă de munte, alergat ușor și câteva exerciții adresate tuturor articulațiilor și mușchilor. Limfa nu are pompă. Vasele limfatice, ca să curgă limfa, depind de contracturile musculare. Vasele sanguine, da, inima care pompează sângele, dar vasele limfatice nu o pompă, așa că limfa pe unde curge pur și simplu, pe unde circulă cei mai mulți soldați imunitari, poliția de apărare. Vă dați seama cât de lentă e, mai ales că limfa transportă și grăsimi, dacă mâncăm și multă grăsime și nu facem nici exercițiu fizic, sistemul imunitar va fi foarte slăvlăguit. Foarte greu va ajunge la locul infecției, la locul cu pricina. Nu va putea să ajungă. De aceea, mișcarea ajută foarte mult pentru circulația limfatică, drenaj limfatic. Apoi s-a văzut că exercițiul VIOI stimulează celulele albe ale sângelui pentru eliberarea unor compuși numiți interleucine. Exercițiul fizic dublează cantitatea de interferon din plasmă, stimulează substanțele care se numesc natural killer, natural ucigașe care luptă cu virusurile și celulele canceroase, dezvoltă limfocitele sanguine. Toate când faci exercițiu fizic, mai ales VIOI. Exercițiu fizic zilnic înseamnă sistem imunitar vibrând, împreună cu o nutriție adecvată, cu ceea ce am vorbit până acum și cu un psihic bun, este excepțional. Creează rețeta minune pentru un sistem imunitar plin de putere. Beți apă din belșug pentru a ajuta sistemul imunitar să funcționeze bine și să avem sângele fluid, pentru că sângele este vehiculul pe unde circulă o parte din sistemul imunitar și pe unde se curăță organismul și se hrănește organismul de asemenea. Și apa folosită extern produs tot felul de proceduri de hidroterapie, cum ar fi bătrâneasca, apă fierbinte la picioare când suntem răciți. Poate v-ați întrebat ce face apa fierbinte. Stimulează creșterea numărului și acțiunea leucocitelor. Pur și simplu, când faci baie fierbinte la picioare, îți crește numărul de leucocite și devin foarte active și cele care sunt. Dar și dușul rece de câteva secunde și frecarea cu o mânușă cu apă pe spate, cu apă rece. De asemenea, baia, dușurile reci și dușurile alternante, cal-rece, cal-rece, stimulează foarte mult imunitatea. Folosiți cu înțelepciune procedurile de hidroterapie și vă veți fi căliți și sistemul imunitar va fi activat. Dormiți suficient de mult, 6-8 ore, am discutat, pentru că altfel se slăbănogește sistemul imunitar și vitalitatea. Contact cu natura, expunerea la razele de soare, sigur, nu înseamnă prăjirea, înseamnă să trăim cât mai mult în aer liber și să avem contact cu soarele. Razele de soare fac să crească atât numărul de globule albe, cât și capacitatea acestora de luptă. Deci nu numai că se mulțesc globulele albe, dar devin foarte active, foarte eficiente. Știm că o rană se vindecă foarte repede, mai repede decât ar fi ținută închisă, dacă o expui la razele de soare și la aer. S-a văzut că oamenii se vindecă mult mai repede în aer și expuși la soare. Sigur, trebuie să ne ferim de soarele prea puternic și expunerea în soarele acela torii de vară, dar soarele este foarte sănătos. Ieșiți și bucurați-vă de razele de soare. În încheiere aș vrea să vorbesc despre bucurie, de optimism, de credință, de speranță, de mulțumire, de satisfacție, de încrederea în Dumnezeu, care sunt factori care stimulează sistemul imunitar. Biblia ne spune că o inimă veselă este un bun medicament, un bun leac, în cartea Proverbelor, dar un duh mâhnit usucă oasele. Am vorbit de măduvă, că este sediu unde se formează celulele sângelui, inclusiv celulele imunitare. Un duh mâhnit, putem spune, distruge sediu de formare al celulelor imunitare. Un duh mâhnit îți distruge imunitatea. Bucuria intensă determină creșterea numărului total de leucocite, a numărului de limfocite și granulocite. Toate sunt substanțe imunitare. Imediat se fabrică. Apar altele noi doar când te bucuri. Un studiu anumit a spus că numai gândul la dragoste face să crească imunoglobulina salivară,
Imunoglobulinele sunt și ele un tip de proteine implicate tot în procesul imunitar. Numai că te gândești la ceva plăcut și deja îți crește în salivă și cine știe, Dumnezeu știe și în câte alte părți. Dar să trăiești într-o atmosferă a dragostei, dar să fii plin de bucurie în fiecare zi, de satisfacție. De asemenea, bucuria stimulează activitatea și crește numărul de limfocite de diverse tipuri. Limfocitele T, spre exemplu, activate, limfocitele T-citotoxice, ăștia sunt cele care au arme fatale pentru virusuri și microbi. Nivelul de anticorp circulanți este și el stimulat de bucurie. Zâmbetul și bucuria determină creșterea concentrației de imunoglobuline de tip G, A și M. Complementul, fracțiunea ale complementului este o proteină complexă, un lanț întreg, de fapt, de proteine, stimulează și ele foarte mult imunitatea. Ce mesaj trimite creierul tău la sistemul imunitar e foarte important. Îi transmiți un mesaj de bucurie, îi transmiți un mesaj plin de speranță, înflăcărat, care stimulează voința, puterea de luptă, eficiența. Sau îi transmiți mesaje de disperare, mesaje deprimante, de descurajare, nu mai are rost să lupți, nu se mai merită să lupți. Nu, deci există o intimitate între psihic și tot organismul nostru, inclusiv sistemul imunitar. De aceea, dacă dorim un sistem imunitar vibrând pe lângă o alimentație bazată pe multe crudități, o alimentație sănătoasă, pe lângă consumul de apă și oprirea tuturor alimentelor toxice sau a drogurilor care deprimă sistemul imunitar, pe lângă exercițiu fizic din belșug făcut în aer liber și contact cu natura, trebuie să fii un om bucuros, un om care să ai încredere în Dumnezeu, care să știi pentru ce trăiești, un om animat de dragoste, un om care să aibă un spirit de optimism, de mulțumire și satisfacție și împlinire interioară. Lucrul acesta va genera pur și simplu un suflet atât de puternic și o imunitate extraordinară. O viață plenară, o viață plină de bucurie și de putere. În speranța că această prezentare va fi de folos cât mai multor oameni, vreau să mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să fac lucrul acesta și vreau ca acest material să fie în primul rând înțeles, apoi să fie practicat, faceți experiență în această direcție, cu cât mai multe lucruri și principii care au fost dezvoltate aici. Apoi, după ce veți face experiența, am curajul să spun că veți putea să vorbiți mai departe. Veți vedea cum vitalitatea crește, cum nu mai răciți, cum nu mai sunt sensibil la infecții, cum pur și simplu bolile rămân o chestie de istorie, de amintire a trecutului și cum simțiți un nivel de energie mult mai mare și o stare de bine în organism, inclusiv un sistem imunitar plin de putere. Transmiteți mai departe aceste cunoștințe care eu cred că sunt valoroase și care sunt necesare într-o lume care este tot mai bolnavă. Mulțumesc!